Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a domnului Andrei Manea, economist și activist în promovarea valorilor iudeo-creștine. Andrei, bine ai revenit! Salut, Cătălin, mulțumesc pentru invitație, calde salutări celor care ne urmăresc în această seară. Astăzi discutăm despre un subiect care practic se leagă cu tot ce înseamnă viața noastră și în special a copiilor noștri, și anume astăzi vom vorbi despre educație. În mod, să spunem, generic, am numit emisiunea din seara aceasta Școala Românească între educație și ideologie. Amândoi suntem părinți, amândoi suntem conectați cu școala, știm ce înseamnă perioada aceasta copilul noștri, în care în fiecare zi pentru ei o provocare de a merge la școală și mai ales de a participa la cursuri în perioada de pandemie. Așa că hai să vedem ce putem spune despre școala românească, așa cum e ea astăzi, și mai ales să vedem cele două puncte de vedere prin care putem vedea școala. Ca un, să spunem, departament de educație, ca o instituție care generează educație, sau ca un, să spunem, for de propagandă a unor ideologii. Hai să vedem ce putem spune despre aceste două, să spunem, viziuni asupra școlii. Da, făcând o scurtă introducere, cred că discuția din această seară e mai mult o discuție ca de la părinte la părinte. Și cred că așa trebuie să se simtă și telespectatorii. E o discuție mai mult între părinți. Și într-adevăr, vorbind de educația care se face în familie și educația care se face în școală, sunt câteva aspecte pe care aș vrea cumva să le atingem. În primul rând, vorbim despre copii. Și după cum și tu știi și eu știu și toți cei care ne urmăresc știu, a avea copii în ziua de astăzi și de fapt în toată istoria umanității nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor, presupune jertfă pentru aceste ființe pe care le aducem pe lume, da? Jertfă care evident are la bază dragostea, că de-aia decidem să-i aducem pe lume. Practic vrem și noi să le facem aceeași bucurie pe care ne-au făcut-o și părinții noștri, și anume să le dăm viață. Nu există o instituție mai puternică decât familia, nu există factori mai implicați, să spunem așa, persoane care și-ar dori mai mult succesul educațional și succesul la modul general, fericirea unui copil, ca părinții proprii. Practic, părinții sunt cei care își doresc cel mai mult ca copilul lor să aibă o viață frumoasă. Și din acest punct de vedere, e important să ne dăm seama că, practic, ăsta este jertfa pe care o face părintele, și dorința de a-i fi bine copilului, din dragostea pe care o poartă, este și elementul care, într-o manieră firească și naturală, a determinat ca acest drept al părintelui de a-și educa copilul în conformitate cu propriul sistem de valori sau propriul sistem de credințe să fie stipulat și la nivel constituțional, lucru care este foarte clar definit și în Constituția României. Mai mult decât atât, practic, noi facem o educație în familie și la un moment dat decidem cumva să transferăm, să spunem, această educație către instituția de care și tu vorbești, pe care o cunoaștem cu toții, școala. Școală care este finanțată totuși din banii acelorași părinți. Adică părinții sunt cei care decid cumva, au decis să se strângă, să pună împreună niște resurse, da? Să invite alți oameni, în speță profesorii, să se alăture acestui efort și acestei dorințe de a creștere sub toate planurile a copilului, și împreună să atingem acest obiectiv. Însă este foarte important de reținut aceste două lucruri esențiale. Faptul că părintele are un drept moral și un drept moral care își găsește un fundament real, și de asemenea el este cel și care finanțează sistemul de învățământ, pentru că în România sistemul de învățământ, în majoritatea lui covârșitoare, este un sistem public și nu
privat. Ce vreau să adaug, Andrei, este foarte important să știm și să ne aducem aminte că pe lângă faptul că noi finanțăm sistemul public de învățământ prin taxele pe care le plătim, bineînțeles, noi investim și autoritate în școala respectivă, de fapt, în cadrele didactice. În momentul în care ducem copilul la școală, copiii la școală, transferăm din autoritatea noastră părintească profesorul, fie că e învățătoare sau știu mai târziu, și la un moment dat copiii noștri ar trebui să-i privească pe acești profesori la fel cum ne privește și pe noi, cu aceeași autoritate, să asculte indicațiile, să obțină informațiile de care au nevoie și, de asemenea, dacă se poate, să ia și din ceea ce înseamnă caracterul pe care ei îl învață sau ar trebui să-l învețe acolo. De multe ori era un lucru bun și, din nefericire, vedem într-adevăr și o erodare a autorității profesorului în fața copilului, dar este un alt aspect. Într-adevăr, sunt aceste trei elemente esențiale: dreptul moral de a-ți educa copiii așa cum tu crezi, faptul că participi din punct de vedere financiar și asiguri la existența acestei infrastructuri și un fapt extrem de important, acest transfer de autoritate parentală. Faptul că tu îi spui copilului, du-te la școală, la școală vei învăța numai lucruri bune și școala îți este de folos, ceea ce înveți acolo te va ajuta în viață. Și într-adevăr, acum se ridică întrebarea și practic intrăm în miezul acestei emisiuni. Da? Apare ideea de ideologie. Da? Vedem că în decursul timpului sau chiar la acest moment, între ceea ce își dorește părintele pentru copilul său sau între ceea ce părintele crede că este bine să învețe copilul său și modul, poate, cum școala se derulează sau valorile care le sunt insuflate copiilor, încep să apară niște fracturi. Practic, între părinte și școală încep să apară diferențe de viziune. Problema este că aceste diferențe de viziune par și, cel puțin până acum în România, poate că n-a fost deschis sau acest subiect nu a fost dezbătut foarte pregnant, dar în societățile occidentale s-a acutizat foarte mult, deci există acest pericol al unei, să spunem, fracturi puternice între părinte și școală. Și apar aceste tematici, aceste subiecte care pot diviza, să spunem, viziunea părintelui, dorințele părintelui și ceea ce statul, prin intermediul școlii, transmite copilului. Apare și termenul de inginerie socială, da? Apar aceste inginerii sociale și vedem că, într-adevăr, aceste diferențe de viziune între părinți și stat au cumva, sunt fundamentate în modul structural diferit în care privim existența în această lume. Mă întorc un pic înapoi pentru că sunt niște realități. România s-a desprins cu 30 ceva de ani în urmă de un sistem dictatorial și poate că e bine să ne întoarcem la acel sistem, la comunism și la sursa lui, acel marxism-leninism, da? Care în esență venea cu o altă, cu totul altă viziune existențială asupra lumii. Dacă societatea română, chiar la momentul în care comunismul a apărut, era o societate conservatoare, ancorată în principiile creștine, iată, a apărut acest curent ideologic care a venit și a adus cu sine o nouă paradigmă. În speță, omul este liber, da? Omul este liber să se dezbrace, să spunem așa, de orice constrângeri morale. Inhibiție. De orice inhibiție, de orice constrângeri morale. N-a vrut să mai recunoască o ordine firească, normală, naturală, a lumii și a societății și a venit, da, cu o nouă, cum să spun, o nouă propunere
o nouă propunere atât de organizare a societății, cât și la nivel existențial. Și ei au venit cu această propunere argumentând că va fi raiul pe pământ, să spunem așa, soarele pe cer, tot ceea ce știau oamenii până la acel moment era o prostie și vor veni ei cu o nouă ideologie și lucrurile vor fi de-a dreptul miraculoase. Și mai mult decât atât, la un anumit moment au venit și au spus, domnule, dacă nu faceți ceea ce noi vă spunem, noi vrem să vă facem fericiți. Dar dacă nu vreți să fiți fericiți cu vorbă bună, apoi vom trece la represalii, că cu voi nu se poate altfel. Deci vorbeam de sursa acestor ideologii care dau turcoale și școlii românești, care își trag seva cumva din această dorință de eliberare totală a omului de orice constrângeri, inclusiv constrângerile de natură morală. Mai ales că pentru o societate nouă este nevoie de un om nou, iar nou, omul nou trebuie creat dacă el nu există. Acum, noi am trecut deja de o vârstă, am trecut de jumătatea vârstei și am putea spune că pentru cei care, într-adevăr, sunt promotori acestor ideologii, ar fi foarte dificil să ne mai influențeze. Suntem destul de polarizați în ceea ce credem, avem niște valori la care ținem și, bineînțeles, și pentru care milităm. Dar pentru copiii noștri este foarte dificil, ei sunt victime sigure atunci când intră într-un sistem dintre acestea bine organizat, bine finanțat, cu, să spun, o programă destul de elaborată încă de la primele, să spunem, grupe de grădiniță chiar, și care până la urmă au un singur final, și anume omul nou pentru o societate nouă. Nu orice propunere, nu orice sistem, nu orice schimbare de sistem, oricât de bine intenționată ar fi ea, nu garantează nimănui că ea va produce și efecte benefice. Și dacă ar fi să luăm un prim exemplu pe care l-am putea dezbate în această emisiune, pentru că chiar este de actualitate, putem vorbi de, nu știu, digitalizarea, ceea ce înseamnă digitalizarea educației. Și e foarte important, atât cât putem, să atingem niște elemente cheie în acest proces al digitalizării. Și tu ești părinte și eu sunt părinte și cei care ne urmăresc sunt părinții, au copii. După cum vedem, copiii noștri petrec din ce în ce mai mult timp în fața ecranelor digitale și în mediul digital, ba mai mult, colac peste pupăză, a mai venit și acest necaz planetar, pandemia, care a obligat, da, pentru o perioadă de timp, în speță cred că avem deja un an de zile, și, ca, un, an, da, și. Un an și ceva de zile, ca procesul educațional să se transforme obligat, forțat, da, într-un fel, mai mult obligat poate decât forțat, din perspectiva mediului în care el se derulează și a metodei în care se derulează. Vorbim de școala online. Ce vreau să spun aici, Andrei, este foarte important. Dacă vorbim despre digitalizare, știm că la un moment dat, acum mulți ani de zile, se vorbea despre conceptul de digital divide. Adică societatea va fi împărțită între oameni care vor accepta digitalizarea și unii care nu vor accepta. Utilitatea IT-ului este mai mult decât evidentă. Adică într-adevăr, trebuie să fii rămas un pic în epoca de piatră, să nu-ți dai seama că IT-ul, tehnologia informației, nu ne ajută. Ne ajută foarte mult. Unele lucruri devin mai ușor de făcut, se pierde mult mai puțin timp, produce mai multă valoare la nivel economic, însă este o diferență structurală și cred că ceea ce sper ca părinții români să înțeleagă și îmi doresc foarte mult, nu e un lucru ușor într-o societate în care mass media sau există anumite idei care sunt vehiculate aproape obsesiv, este greu câteodată să ajungi să mai răzbați dedesubturile acelor idei. Nu e un lucru ușor, însă ceea ce trebuie înțeles și ceea ce sper ca părinții să înțeleagă, că este o foarte, foarte mare diferență între a fi consumator de materiale digitale și a fi creator
de materiale digitale. Ori lucrurile astea sunt băgate sub această umbrelă a digitalizării. Faptul că un copil petrece mult timp în fața calculatorului, asta nu înseamnă că el și implicit va ajunge să gândească la un moment dat sau să fie capabil să creeze ceva cu ajutorul calculatorului. Că mai auzi idei de genul ăsta, lasă-l, domne, că oricum, lasă-l să se joace nu știu câte ore, lasă-l să stea să se uite la, că măcar uite, să uite la niște programe educative, că oricum viitorul e digitalizarea. Da, într-adevăr, societatea are această tendință și mediul ăsta virtual devine din ce în ce mai captivant. Beneficiile aduse sunt din ce în ce mai mari, dar una e să fii consumator de mediu digital și alta este să fii producător de mediu digital. Școala online a fost din nefericire și și-au dat seama toată lumea, chiar și părinții cred că și-au dat seama, a fost un experiment eșuat. Și asta nu s-a întâmplat neapărat din cauza unei infrastructuri precare, pentru că oricum la nivelul ăsta pare că tot timpul suntem prinși pe nepregătire. Era și o vorbă cunoscută, vara, cum e? Nu, iarna nu e ca vara, da? Deci tot timpul suntem nepregătiți. Deci nu asta e problema. Problema este că această inovație cumva pedagogică adusă forțat de această pandemie nu a funcționat. Adică studiile de specialitate relevă faptul că expunerea îndelungată la ecrane nu creează niciun avantaj copilului, nici la nivel intelectual, nici la nivel psihologic, nici la nivel emoțional și nici din punct de vedere al sănătății fizice. Practic, un copil la o vârstă fragedă, că vorbeai de acele studii la distanță, este o diferență foarte mare. Una e să pui un copil într-un mediu digital și alta e să pui un adult într-un mediu digital. Câteodată nici chiar adulții nu sunt în stare să pună frână, să spunem așa, unei imersii, să spunem așa, în acest mediu digital. El este foarte captivant. Copilul nu reușește să fie el cel care controlează ceea ce se întâmplă acolo, ci practic îi se induc diverse idei, diverse teorii. Asta vă spuneam că e o diferență foarte mare între a crea ceva în mediul digital și a consuma. Ca să creezi ceva în mediul digital trebuie să ai creativitate. În spatele a tot ceea ce noi utilizăm sunt echipe întregi de profesioniști, fiecare cu abilitatea lui. Sunt oameni foarte creativi, sunt oameni vizionari, sunt oameni foarte tehnici, cu o gândire foarte structurată. Ori aceste abilități de bază care îți vor permite să creezi practic și nu să consumi, nu ți le poți dezvolta consumând la o vârstă fragedă mediu digital, într-o digitalizare, să spunem, produse digitale într-un volum mare. De ce? E foarte simplu. Îți dau un exemplu, cititul. Deci cititul este o activitate care dezvoltă creativitatea copilului. Și de ce se întâmplă acest lucru? În momentul când el citește, este obligat să-și imagineze. El trebuie să-și imagineze scenariile, personajele care sunt descrise acolo și dezvoltă imaginația. Deci dezvoltându-și imaginația, devine în stare să facă planuri. Făcând planuri, își propune obiective. Propunându-și obiective, iarăși este atras de ele, previzualizează ceea ce va obține în momentul în care va face acele eforturi. Ori tot acest proces, pentru că vedem că deseori copiii sunt total demotivați, da? Și parcă nu mai vor să mai facă nimic, aproape că ajung câteodată să stea ca niște, între ghilimele, legume, dar par foarte pasiv, nu mai sunt interesați de nimic. Iată, ăsta este un efect al unei digitalizări agresive. Faptul că nu mai citești, nu-ți mai imaginezi, nu-ți mai dezvolți imaginația, joaca împreună matematica, spre exemplu, care implică dezvoltarea unei capacități de analiză și de structurare a informațiilor,
sunt, ajung să fie bagatelizate și totul se duce așa într-o ciorbă dintre asta digitală, da? Și vedem că la finalul unui proces educațional, după un număr de ani, din nefericire, rezultatul nu va fi cel pe care noi l-am scontat, și anume din sistemul educațional să iasă copii cu o creativitate puternică, copii cu o capacitate de analiză și de structurare a informațiilor bună. Și atunci, într-adevăr, acest trend, și de unde vine și îngrijorarea, pentru că ne întoarcem la părinți, a fost propusă la finalul anului trecut, dacă nu mă înșel, strategia de digitalizare a educației în România pentru anul 2021-2027. Adică trebuie foarte, foarte mult discernământ și trebuie disecate cumva aceste strategii, pentru că e posibil să ne trezim ca aceste inovații în materie pedagogică să nu aducă nimic bun. Da? Și toată lumea zice, hai domnule, că nu mai suntem ca pe vremea lui Ceaușescu și acum nu vezi că, uite, societatea evoluează, trebuie să înveți pe copii cu calculatorul. Sunt perfect de acord cu tine. Ideea e că cei care au făcut școală pe vremea lui Ceaușescu, școala care de pe vremea lui Ceaușescu n-a inventat-o comuniștii. Ei au preluat-o din sistemul de învățământ, da, creat în România de niște pedagogi cu adevărat excepțional, au preluat acel sistem educațional, l-au curățat, așa să spunem, au scos tot ce nu le-a convenit, dar baza s-a păstrat și iată că această școală a produs valori. Păi vedem și noi că după Revoluție au plecat oamenii, au plecat dintre noi oameni care au ajuns în posturi de conducere în țări foarte avansate din punct de vedere economic și au succese profesionale foarte mari. Da? Și atunci trebuie să ne gândim această strategie, această digitalizare, pentru că se vine și cu fel și fel de explicații. Dom'le, vor apare meserii noi care vor necesita noi cunoștințe. O parte dintre meserii se vor păstra, vor mai exista doctori, vor mai exista avocați, vor mai exista fermieri, deci o parte dintre meserii se vor păstra. O altă parte dintre meserii, posibil că vor apare meserii noi, dar întrebarea este care? Că nu știe nimeni care vor fi alea. Și chiar și marii giganți în tehnologia informațiilor, datorită acestor schimbări rapide pe piața muncii, preferă să angajeze oameni cu un bagaj cât mai complet de cultură generală. De ce? Pentru că la un anumit moment, spre exemplu, una dintre cele mai succes companii la nivel mondial în acest moment a fost inițiată de un român. Un român care a gândit ce a prevăzut omul. Această automatizare a proceselor, faptul că activitățile repetitive vor fi acaparate nu numai de către roboții cu brațe care asamblează mașini. Automate. Nu, de către softuri care vor exclude de pe piața muncii oamenii care înainte făceau activități cu caracter repetitiv. Și marii giganți acum zic, domne, noi să luăm niște oameni așa hiperspecializați, că iarăși trebuie să facem diferența între consumator și producător de lucruri care funcționează în digital. Și ei nu prea mai caută oameni care sunt extrem, extrem de specializați, că e posibil ca la un moment dat meseria lor să dispară. Și atunci preferă să absoarbă în organizațiile lor oameni care au creativitate, care au capacitate analitică, care au abilități artistice. Adică ce? Adică ceea ce în mod uzual producea școala clasică. Da, deci foarte important, da. Asta, pentru că până la urmă, Andrei, ne punem întrebarea aceasta, dom'le, ce ar trebui să învețe școala? Să fie un depozit de informații unde fiecare își ia ce dorește și la un moment dat, după 8 clase, după 12 clase, sau știu eu, după studii universitare, copilul acela devenit om matur deja, este echipat cu toate informațiile de care are nevoie pentru a supraviețui în lumea aceasta? Sau îi mai trebuie ceva în plus față de informare? Îi mai trebuie un profil anume, un set de valori sau altceva?
caracter sau știu eu. Ce părere ai? Păi e o întrebare bună și cred că dacă ar fi aici, e și o întrebare la nivel personal, care se poate adresa părinților. Ce vrei să iasă din copilul tău când va termina școala sau cu ce set de abilități, competențe, însușiri vrei să le șlefuiești? Și pe de altă parte, cred că mai este și o întrebare la nivel colectiv, adică strategie de țară. Băi, fraților, ce ne mai propunem și altceva decât să ne salvăm pielea, să spunem așa, între ghilimele? Adică facem pasul de la un interes pur individual către unul colectiv, ce ar trebui să producă școala românească, nu? Și aici este foarte important să ne uităm un pic că n-ai cum să te uiți numai în curtea ta, te mai uiți un pic și în curtea vecinului, nu? Și ne mai uităm și pe la vecin să vedem ce se întâmplă cu celelalte școli din Europa. Este clar că copilul în momentul în care părăsește sistemul școlar, el trebuie să plece cu un bagaj de cunoștințe. Se duce acolo ca să-și îmbunătățească, nu, cunoștințele pe care are despre această lume și să aprofundeze anumite laturi, anumite zone. Însă, pe lângă acest aspect, mai sunt încă două aspecte foarte importante. De ce spun foarte importante? Pentru că, din nefericire, actuala lege a educației naționale aproape că nu le ia în calcul. Este vorba și de o pregătire social-națională, să spunem așa, o conștiință națională, faptul că aparții unui neam, da? Faptul că ai o cultură, să îți cunoști identitatea ta de român, să înțelegi ce e frumos, ce e urât în țara asta, să înțelegi ce s-a făcut bine sau ce s-a făcut rău în această țară și să-ți împropriezi cumva dorința asta de a face și tu ceva aici, adică, dom'le, până la urmă te-ai născut într-un loc. Adică trebuie, pe lângă bagajul ăsta de cunoștințe, îi spui copilului, îl înveți despre istorie, despre geografie, de matematică, tot ce se învață. Trebuie să-i creezi cumva și această conștiință apartenenței la un neam și în el să se nască, până la urmă, într-o manieră firească, dorința de a face și el ceva pentru neamul ăsta. Plus, un al treilea element foarte important, ancorarea în valorile morale. Adică dacă România există și există ca neam și dacă ne uităm în istorie, foarte frumos spunea un publicist, zicea, domnule, s-a jucat un joc de strategie, erau niște jocuri de astea de strategie și se juca omul și tot timpul plecai din anul nu știu care și alegea zona asta de aici. Și din jocul ăla de strategie tot timpul reieșea că această țară n-ar trebui să existe. De ce? Pentru că a fost lângă mari imperii, da? A fost lângă mari imperii care într-o manieră firească ar fi trebuit să o dizolve, să o absorbe, să o asimileze. Dar de că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pare, sau nu știu dacă pare, dar chiar e o minune și atunci stăm să ne întrebăm, doamne, dar care a fost factorul ăsta de coeziune care a determinat cumva ca totuși oamenii să rămână acolo și să-și dorească să... Evident că a fost teritoriu, limba, dar credința. Foarte. Nu te poți, da, nu poți să ignori rolul istoric al credinței creștine în crearea și păstrarea identității de neam. Doar așa, pentru că s-a inventat molul, da? Nu poate să-mi fie rușine să mă duc cu mamaia săraca care e cu basma, pentru că așa se poartă la ea, să o iau de mână și să o duc în mod doar pentru că o să râde lumea de mine. Nu e frumos. Nu e frumos și nu e frumos și nici nu e sănătos. De ce? Pentru că vedem că așa am ajuns să fim unde suntem, să mai existăm ca neam. Și atunci, de asta e foarte important ca educația să aibă aceste trei dimensiuni. Asimilarea unor cunoștințe, crearea unei identități naționale și păstrarea unor valori morale, religioase. Da? Lucru care, din nefericire, în actuala lege a educației nu se regăsesc. Scopul principal este să creăm forță de muncă. Pentru cine? Pentru cine? Că din nefericire, da? Și aici e o tragedie, ne învățăm copiii, le plătim școala, da?
Doamne ferește, nu zic acum că fiecare are libertatea să-și aleagă până la urmă locul și mediul în care vrea să-și desfășoare. Dar mă doare țara, pentru că este un exod, este un exod al creierilor, al creierilor tinere în țări, care și ele au o problemă demografică și fac tot ceea ce este posibil ca să absoarbă și să tragă. Da? Uitați-vă la țări și de ce spun că e foarte important această conștiință identitară națională. Uite-te la țări precum Polonia, da? Uite-te la țări precum Ungaria, care și-au scris foarte clar în legea educației naționale aceste trei direcții. Din nefericire, la noi a rămas decât una. Dar ne-am bucurat dacă, să spunem, tot ce înseamnă administrația aceasta locală, administrația centrală, deci tot ce înseamnă guvernul, ar putea pregăti, ar atrage investitorii aceia să vină în România. Nu mai putem deschide uzinele care au fost odată, dar totuși putem crea parcuri tehnologice. Sunt o grămadă de lucruri pe care le putem face. Nu mai vorbim de medicină. Câți medici au plecat din România? Foarte mulți. Da, vezi tu, inclusiv legat de medicină, câți medici au plecat din România? Foarte mulți. Dar de ce au plecat, dumne, mulți medici? E adevărat, salariile la un anumit moment erau foarte mici. Nu mai se întâmplă acest totuși lucru acum. Nu e că un chirurg din România, că te mai uiți și prin filme și te mai uiți prin filmele astea americane, chirurgul e un fel de Dumnezeu. Dumnezeu, așa, acolo, care se reflectă inclusiv în nivelul financiar, în nivelul de trai. Dar, domnule, trebuie să ne întrebăm, pentru că în ultimii ani au apărut fel și fel de experți care habar n-avem cine sunt și au făcut fel și fel de reforme în sistemul de învățământ, culmea e că le-au făcut și pe banii noștri, pentru că s-au făcut împrumuturi enorme ca să se facă aceste reforme, iar efectele din nefericire sunt dezastruoase, adică pare că s-a stricat și ceea ce a funcționat bine și se dovedește că a funcționat bine, pentru că oamenii care au ieșit din sistemul de educație românesc așa cum era el sau chiar și după a existat o inerție, da? A existat o inerție, au fost și sunt oameni de valoare. Deci cred că e necesar să fim mult mai circumspecți, mult, mult mai circumspecți legat de toate aceste chestii poleite, aurite, care, din nefericire, studiile relevă că nu au rezultatele scontate. Este și adevărat, interesele financiare cred că sunt și foarte mari. Sunt și foarte mari pentru că toate aceste produse digitale vor necesita să fie create, nu o să le creeze statul, o să fie achiziționate de undeva, late, plătite, licențe, abonamente și așa mai departe, ori rezultatul nu știm care va fi. Într-un final, chiar și o carte foarte bună scrisă pentru România, pe care o recomand celor care ne urmăresc, Deșcolarizarea României, se numește, e scrisă de Mircea Platon, da? Foarte interesantă apariția acestei cărți. E un istoric care și-a crescut copiii, a fost plecat din țară o foarte lungă perioadă de timp, da? Și-a dus copiii în mediul educațional public din Occident și a dat seama că ceva nu mai este așa cum trebuie să fie, da? Atât la nivelul programelor, metodelor, dar și a ideilor care se vehiculau în sistemul de învățământ și s-a întors în România. Și întorcându-se în România, pentru că știa că ceea ce el a învățat aici, ceea ce el a făcut, a fost de o bună calitate. El observa că ceea ce am făcut noi în școală se face la școlile private din afară. Da? Deci se face la școlile private din afară. Adică metodele, programele, se pare că au fost bune dacă sunt adoptate de către școli private din afară. Și atunci omul a venit cu această dorință, din nefericire, pe parcursul unor ani de zile a observat tot acest proces pe care l-a documentat foarte bine și pentru cei interesați pot să comande această carte. Da, da, interesant, Andrei. Este foarte important că inclusiv această educație pentru caracter. Dacă stăm și ne uităm,
România a trecut printr-o tranziție și o tranziție dureroasă, atât la nivel social, cât și la nivel economic. O tranziție care până la urmă a fost cumva gestionată, cel puțin vizibil, de către clasa politică. Nu? Și noi tot timpul spunem, domnule, sunt oameni fără caracter în politică. Oameni fără caracter, sunt oameni fără caracter, de ce... Oameni poate profesioniști, bine pregătiți, poate? Poate, și asta poate. Profesional, bine poziționați? Poate. Dar fără caracter. Dar fără caracter. Și atunci e important această valoare a caracterului, că vorbeai de această sumă de informații, păi nu ne putem reduce numai la informații și la profesioniști. Poate că au fost profesioniști, dar n-au fost corecți, da? N-au fost integri, pur și simplu. Insensibili, poate. N-au fost integri, au fost poate insensibili, da? Au fost stăpâniți unii dintre ei de fel și fel de vicii și atunci e posibil ca drumul ăsta chinuit. Nu putem spune că n-am făcut pași. Am făcut pași, evident, dar a fost totuși un drum chinuit prin această tranziție să fie arătat cu totul și cu totul altfel dacă valoarea caracterului, da, importanța apartenenței, identității naționale și mai presus de toate dusă cumva și într-o eternitate, pentru că și aici sunt niște realități. Chiar așa se va întâmpla? Nu contează ce am făcut pe lumea asta? Ba da, contează. Că am făcut bine sau că am făcut rău, așa o să se șteargă totul cu buretele, atunci de ce toată lumea nu se apucă să facă rău? Că lucrurile ar fi foarte simple. Pentru deci în conștiința noastră există acest adevăr, faptul că la un anumit moment vom da socoteală de faptele noastre. Și dacă am introduce toate aceste dimensiuni, da, în sistemul educațional și ele ar fi transmise și implementate la adevărata lor valoare, atunci într-adevăr s-ar naște o elită națională care în zone cheie, nu, ar putea să regleze niște mecanisme după un anumit interes și așa, Doamne ajută, ce o mai prinde noi, nu știu, că avem o vârstă, noi nu știu cât o să dă, dar măcar se pun bazele unui sistem pentru viitor. Mă gândesc acum ce mi-aș dori ca la vârstul școlii fetița mea să ajungă. În primul rând, zice că aș vrea să fie om. Om. Asta înseamnă că are tot ce îi trebuie. Caracter, informații, sensibilitate. Nu am nevoie de un robot, încă un robot în casă. Deci avem tot felul de dispozitive, tot felul de mașinării. Doresc ca familia mea să fie o familie de oameni, nu oameni super tehnologizați, în care doar să fie consumatori, ci dimpotrivă să aibă creativitate, să fie sensibil, să simtă cu cei din jur și mai ales să rămână cu conștiința aceea sensibilă. Da, vocea aia lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, care ne-a lăsat-o nouă, da, conștiința să rămână vie în viețile noastre. Lucrurile, într-adevăr, nu par a fi simple, pentru că pe lângă aceste elemente, eu știu așa, de natură tehnică, spuneam că școlile românești așa îi dau târcoale și niște curente ideologice care duc cumva sau intră într-o contradicție cu valorile, principiile de viață, credințele părinților și a societății românești, care este profund, până la urmă, conservatoare. Baza ei este o societate conservatoare, chiar dacă mass media se duce o luptă puternică, da, în tot ceea ce înseamnă crearea unui relativism moral, atacarea valorilor religioase, în speță tot ceea ce vine din partea bisericii. Și într-adevăr, dau târcoale, să spunem așa, școlii și curente ideologice care în afară au acaparat școala. Aici ai atins un punct sensibil, de fapt foarte sensibil. E o luptă pe care o ducem împreună și cu noi o întreagă mulțime de părinți. Hai să ne uităm la, să spun, poate la cele mai cunoscute ideologii care dau târcoale școlii, și anume vorbim despre definiția ființei umane, până la urmă. Îi spunem noi, realitatea aceasta a omului, realitatea biologică și, bineînțeles,
identitatea aceasta de gen sau ideologia de gen, cum îi spunem noi. Cum privim lucrurile din punct de vedere al părintelui? Și apoi, dacă ne putem pune puțin în mintea copilor, cum ar înțelege un copil de, nu știu, școală primară, că de fapt el e fată, să-i s-ar putea să fie băiat sau știu, invers. Da, am auzit, vedeți că și aici o revoluție, așa, apare o revoluție a limbajului și oamenii nu sunt foarte familiarizați, prins din zbor, așa, fel și fel de noțiuni, de termeni care par foarte pompoși, așa, și nici nu prea îți dai seama la ce se referă, tinzi să le dai crezare, ba mai mult când nici nu prea înțelegi despre ce e vorba, nici nu mai vrei să le mai abordezi. Oricum suntem și noi hiperasaltați cu viață profesională, cu copii, puțin timp liber pe care îl mai avem, numai de asta nu ne mai batem noi cap acum să vedem ce mai gândesc unii și alții. Dar într-adevăr, această ideologie de gen e foarte important și așa cum ai spus și tu de văzut ce se află la baza ei și ne întoarcem iarăși pentru că ea este de sorginte tot marxistă, de asta și numește că pe filiera neomarxistă cumva venită. Și tratează un subiect extrem de important, aș putea spune chiar filosofic, ideea libertății. Da? Noi ca creștini, știm că Dumnezeu ne-a dat o libertate, da? Și este chiar scânteia, dintre scânteile divine, așa, din om, faptul că avem liber arbitru, faptul că ne deosebim de, eu știu, animale, da? Care sunt condiționate. Ele au acolo scris în codul lor genetic un comportament și la urmează. Și noi avem anumite lucruri scrise în codul nostru genetic, dar înainte să facem anumite lucruri, da, avem posibilitatea să ne oprim și să vedem, e bine sau nu e bine. Vreau sau nu vreau să fac, da? Și atunci iată apare această idee a libertății, care însă în viziune conservatoare, în viziune creștină, nu este o libertate absolută. Adică Dumnezeu ne-a dat această posibilitate de a alege ce și cum să facem în viețile noastre, că nu te trage de brăcinari, nu e că dacă faci ceva, auzi în colțul camerei, nu mai fă, există vocea conștiinței, care însă nu este atât de presantă, ba chiar la un anumit moment aproape că cei care sunt împătimiți, da, sau ajung într-o zonă dintre asta a patimilor atât de puternice, pentru că nici nu mai aud. Și poate fi anihilată. Și poate fi anihilată, sau nu, poate fi argumentată anihilarea ei, foarte interesant, da, pentru că mintea dezlipită de inimă te poate duce la niște concluzii total viciate, corecte, dar viciate pe fond. Și atunci apare această problemă a libertății umane. În viziunea noastră, libertatea ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu mi-a pus înainte și cred că chiar scrie binele și rău. Ți-a pus înainte și binele și rău, și viața și moartea, alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi nu suntem niște creatori de existență. Noi, practic, cine ne-a creat pe noi? Și noi când apărem, habar n-avem că existam, am deschis ochii, ne-am trezit pe lume, nici părinții noștri nu e că ne-au creat ei în laborator, adică ne-am trezit pe această lume și vedem că această lume este guvernată. Este guvernată atât de niște legi fizice, dar și de niște legi morale. Da? Legile fizice sunt observabile, legile morale și ele sunt observabile și vedem că ce se întâmplă de fapt. Aceste legi fizice, ele există, noi le luăm la cunoștință și trebuie să mai luăm la cunoștință încă un lucru. Da? Dacă respectăm acele legi, ne va fi bine, dacă nu le respectăm, ne va fi rău, indiferent ce vrem sau ce nu vrem noi. Da? Dacă focul arde și noi, ați văzut copilul mic, bagă mâna, arși, da? S-a ars, s-a făcut prima oară experiența focului, focul arde, nu mai băga mâna, nu e bine, asta se va întâmpla. Chiar dacă el își va propune sau în gândul lui va zice focul nu o să mă ardă, inevitabil o să-l ardă. Și atunci, iată că sursa acestei ideologii a venit tot pe filieră marxistă, da? Tot pe filieră atee, în care omul are libertate absolută. Omul are o libertate absolută. Se poate recrea. Se poate recrea.
Da? Omul se poate recrea. Și această idee s-a dus până aproape la un radicalism, să spunem așa, și este reflectată cumva de această ideologie de gen. De asta spuneam că auzim, domnule, discriminare de gen, să nu fie discriminare de gen, numai s-a trecut de la egalitatea între sexe la egalitatea între genuri și s-a tot dus acest cuvânt gen, gen, gen și s-a amestecat și poate să însemne și femeie și bărbat și egalitate de șanse, dar poate să mai însemne ceva, libertatea omului de a-și alege sexul. Și această ideologie de gen ce spune? Dom'le, la naștere, faptul că din punct de vedere biologic un copil este băiat sau fată, este exclusiv o convenție socială. Rolul de băiat și rolul de fată sunt niște roluri sociale pe care oamenii și le pot alege la un anumit moment în cunoștință de cauză pe parcursul existenței lor. Deci, practic, tu, pe parcursul vieții tale, da, poți să decizi la un moment dat, da, dom'le, nu, eu nu sunt bărbat, sunt femeie. Și să te transformi în femeie sau o femeie să spună, domnule, eu nu sunt femeie, sunt bărbat. Da? Și asta până la urmă, ce să zicem, e decizia unor oameni maturi. Da? Dar nu te poți duce la un copil, da? Că de aici practic apare problema și ne întrebăm ce vor fi învățați copiii în școală. Nu te poți duce la un copil și să-i spui niște lucruri total contrare evidențelor biologice, firești, științifice, da? Și până la urmă total contrare inclusiv valorilor părinților. Nu te poți duce în școală la un copil și să-i spui: dragă Cristi, dacă te simți fată, nu-i nicio problemă, da? Poți oricând să devii băiat. Dragă Cristina, dacă nu te simți, dacă te simți băiat, poți oricând să te transformi în băiat. Deci, iată, practic, există țări, da, în care aceste informații le sunt predate cu subiect și predicat copiilor. Și știm cu toții că copiii se află la o vârstă a formării, cumva, definirii personalităților. Există, pot exista, eu știu, habar n-am, momente de confuzie în viața lor. Nu te poți duce cu aceste informații care contrazic până la urmă realitatea biologică și contrazic și valorile morale ale părinților, pentru că în accepțiunea conservatorilor, în accepțiunea creștinilor, da, omul este lăsat de la naștere cu o identitate, femeie sau bărbat, femeie cu lucrările oarecum specifice și comune cu ale bărbatului, bărbatul cu lucrările sale specifice și comune cu ale femeii, amândoi pe aceeași treaptă, da, complementari, dar lăsați așa cum i-a creat Dumnezeu. Ba mai mult, școala poate să facă un abuz și se vede asta în Statele Unite, în Canada, în care se oferă tratament hormonal copiilor fără acceptul părinților. Este într-adevăr, pentru că aici este efectul, de fapt. Vorbeam de încălcarea unor autorității părintești, până la urmă. Autorității părintești, dar și încălcarea unor legi, da? Că vorbim de niște legi imuabile. În momentul în care faci acest lucru, acest proces, da, de tranziție, care în literatura de specialitate se numește disforie de gen, adică nu te simți confortabil, da, în corpul pe care îl ai, este un proces foarte complicat. Deci este un proces foarte complicat atât la nivel psihologic și inclusiv la nivel fizic. Implică niște transformări, cum să spun, care au efecte asupra chiar integrității fizice, da, umane. Ori nu te poți duce în fața copiilor, da, și să le validezi această teorie, această inginerie socială, practică, de-aia o numim inginerie socială, și într-un fel să împingi pe această cale atâta unui relativism moral, să spunem, și a unor pași, da, pe o cale care implică la un moment dat niște decizii
foarte, foarte, foarte grele. Unul dintre cei mai mari specialiști în, această afecțiune, care nici măcar nu mai ai voie să vorbești de ea ca să o consideri o afecțiune în unele societăți, spunea că unul dintre cele mai bune tratamente este așteptarea. Pur și simplu să aștepți, da? Pentru că e posibil ca la un moment dat persoanele care fac acest pas să-și dea seama că au făcut o greșeală. Problema este că câteodată este foarte târziu. Este foarte târziu și rezultatele o relevă, pentru că mă uitam, există studii în Marea Britanie, da, și în aceste țări în care ideologia de gen a pătruns foarte puternic în școală, numărul de cereri pentru tranziție a crescut exponențial în rândul copiilor, ba mai mult, în țările radical progresiste, nici nu ai voie să-i consiliezi, adică ca psiholog, să te duci, îți pierzi dreptul de liberă practică. Da. S-a încercat într-adevăr, să știi, și în școala românească au fost niște proiecte dintre astea pe lângă școală, deci au fost așa pe lângă școală, în care copiii să fie invitați să participe la conferințe care să li se vorbească despre acest aspect, dar a intra această ideologie frontal în școală ar fi un lucru dezastruos. Platforma Civică Împreună, dacă nu mă înșel, în urmă cu ceva ani de zile, a derulat o campanie și s-au strâns peste 300.000 de semnături olografe care au fost depuse la Ministerul Sănătății. Să sperăm că, iată, asta spuneam, nu se va produce acest conflict, această ruptură, această fractură între dorința părinților și factorii de decizie ai statului. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost, ca de obicei, o discuție extraordinară. Îți mulțumesc pentru modul în care te-ai pregătit și, bineînțeles, pentru energia ta în a pune, să spunem, tot ce e mai bun la dispoziția părinților, la dispoziția celor care, într-adevăr, își doresc binele lor, al familiilor și, bineînțeles, al celor din jur. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Calde salutări celor care ne-au urmărit și sper să fie informații de folos. Cu siguranță. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere.